Aici ai comparat casă în sat la Nisporin sau în oraș? În orașul Nisporin. Și? Nisporin e ca contractul de vânzare și cumpărare în 78. A, asta e de mult, în timp sovietic. În 95, vecinul și cu cuscru s-a luat și s-a făcut donații pe casa mea, mi-a furat casa. Dar cum te dacă aveai atât titlul de proprietate? Eu aveam contractul atunci. Doar contract, nu ți-ai făcut titlul de proprietate titlul, la notar, chestii? Titlul, da, contractul ăla, mi-am și-a este document. Ei și-au făcut donații pe casa mea. După donația din 95 și 99 și-au făcut titlul de proprietar pe casa mea, Lucian Vasile, pus cu vecinul meu. Când au făcut de titlu și donația, oamenii au micșorat suprafața. Am avut nouă așa și suprafața aia că i-a dat-o lui vecinul meu pus și a supărat pe mine. Ia că astea-s păreții căsii mele, ia că asta-i cisternă. Pus-o la mine în grădină. Garajul la mine în grădină, cum mi-a luat asta, tăti? Uitați-vă păretele căsii mele să răschește. Când am vrut să-mi fac protecții la părinte. Bun, și amu, de fapt, trăiești acolo? Eu de fapt trăiesc acolo, dar nu pot, n-am acces la păretele căsii să fac reparații. N-am acces să mă sui în podul căsii. Pânseam că i-a dat o parte din casa ma tale, sau da, cum? Da, i-a dat o parte din teren. Din teren o parte, da. Până sub casă. Și nu te judeci, n-ai dat în judecată în baza contractului celuia. Am dat în judecată, ei m-au dat în judecată că am vrut să fac reparații la perete. Așa. Și acum am judecată la ungheni. Aia este amenzi, asta e proces verbal de contravenție, pentru ce te-am amendat? Pentru că am trecut pe lângă perete și am înțeles, violare de domiciliu sau cum? Ai? Violare de domiciliu sau ce articol ți-o pus acolo din codul contravențional? Și cât e amenda? 335 codul... contravențional sau ce e acolo? Da. 335 articolul. Și cât e amenda? Nu știu, de nici nu știi cât și nu scrie. Scrie cât e. Nu scrie cât e. Nu scrie cât e. Ei vor în instanță să decidă. Da, e dat în instanță. Și uitați-vă, iată, uitați-vă cât am dus. Samovolnicie articolul. Am dus pe masa procurorilor. Cum mi-a împușcat în Hoceagul căsă. Uitați-vă cât împușcătura. Înseamnă că pedeapsa s-ar putea să fie mai mare, cu arest, cu chestii, și de atâta instanța trebuie să decide. Uitați-vă cât împușcături am în Hoceag căsă. Uitați-vă cum mi-a împușcat. Dar cu ce împușcă în Hoceag? Cu pușca. Și uitați-vă. Dar și are pușcă? Are. Legal? Eu nu știu, legal, ori nu legal. Dar scrii plângeri la poliție. Da, am scris la procuratură și la tăcere. Și procurorii tăți-s cu dânsii, tăți mafia are rădășini. Ei nu sună cu altul, ei să suniți unul cu altul, spun numai minciuni. M-am dus tăți, am scris mătumesc la primar. La primar când m-am dus să-i arăt și eu am falsificat pe teritoriul meu. Ia că hotărârea primarului. Titlul, Lucian, ia că titlul Lucian pe casa mea. Deci i-a dat lui titlul de proprietate în 99. Da, în 99. Și tot lotul e ca tot și pătratul ăsta, dreptunghi, ăsta e casa mea tale, da? Asta e casa mea. Și ea ca aici pământ. Unde e casa mea tale? Ea ca asta e casa mea. Și ea ca aici. Înseamnă că ei poate să te dea afară oricând, că mata ești în afara lui. Ea ca ei aici, ea i-a dat pământ, așa e căldărarul cu scso. Așa i-a dat o bucată de pământ. Păi da, da, aici stai, titlul proprietate Lucian Vasile. Da. Cine-i? Cuscul la aici care mi-a luat. Să-mi că el e proprietar la casa unde trăiești, mă, ta amu. Da, donații, are donații la notar în... Dar pe ei poate să-i dea afară oricând. Poți mă dea afară, că au darienii de astea. Și de ce nu dai în judecată să anulezi titlul proprietate și tot? Și n-ai avocat? Și are avocat de stat? Ia că asta, am șerut. Am șerut unde nică. Dar cum nu-ți dea? Asta-i casa. Haide mâine împreună, acolo să-ți dea avocat. Merg, unde să merg? La Pancom, la Alee Curusou 1, etajul 3 parcă. Aici? Da, la Râșcani, la Râșcani. Alee Curusou 1. Și nu mai vii mâine în Chișinău? Vin și mâine. Mă ta și online și prin telefon poți să ceri. Dar eu vin și mâine, vin și mâine. Ia că uitați-vă, ia că aici mi-au luat pământul pe însupări. Îți trebuie avocat și te judeci cu ei. Dar mă aștept, am zis să văd ce să fac și hotărârea să zic. Da, păi și cu amendă, e altceva. Eu zic de titlul de proprietate, mă, ta nu ai proprietate pe casa ce. Dar este, le-am pus la judecată. Da, dar asta n-are nicio treabă, ei te-au amendat pentru samovolnicie. Nu m-au amendat, încă nu a fost judecată, dar eu m-am anexat toate. Te-au pedepsit, au de gând să te amendeze pentru samovolnicie, riști poate chiar și închisoare. Și arest și muncă în folos comunității, eu nu știu ce prevede de articolul acela și văd că ai două, nu? Două am și două savomolnicii. Ambele cu savomolnicii, da? Dar pe teren... Că de ce ai dezlegat gardul și ai intrat? Dar la mine o gradă, eu n-am intrat la gradă. A, păi da, da.
Ei consideră că e casa lor, pentru că au documente. Mata trebuie să cere anularea documentelor celor în bază contractului. Te-ai judecat vreodată cu ei? Nu m-am judecat. Păi trebuie să te judeci, îți trebuie avocat de stat. Dacă n-ai venituri mai mari de 2000 pe lună, îți trebuie avocat de stat. Nu de 2000, am 1000. Păi iaca. Dacă vii mâine, sună-mă, notează-ți numărul meu, ne întâlnim mâine la Pancom acolo și vedem dacă îți dau iată, avocat. Iată, sesizare la procurorul general, la Stoianoglu. De-am a patra o pun, a patra cerere o pun. Și ți-a răspuns vreodată la vreo unul? Nu mi-a răspuns, o trimis la procuror și din niște. Dar mata cere audiență, da? Ei nu se ocupă de cazuri de astea banale. Procuratura Generală se ocupă de cazuri foarte importante, naționale. Mata trebuie să plânge într-adevăr la Procuratura Nisporieni. Dacă crezi că e scrocherie sau civil, trebuie să dai în judecat. Avocat o să-ți spună, cere avocat de stat. Vii mâine la Aleco Rousseau 1? Notezi numărul meu sau cum? Și mă suni mata. Numărul. 693 508. Doamna, aveți o foaie și ați venit? 94. Bățoarele, am vrut în telefon, dar... Și dacă nu răspund, înseamnă că sunt în România și mă găsesc tot pe numărul ăsta, dar pe Viber sau WhatsApp. Sau pe Skype. Și mai des, eu mai mult sunt în România, eu mai mult în România trăiesc, da. Păi dacă mâine să știu, dacă... Mâine sunt aici, mâine sunt aici, de asta te chem aici. Dar când vei ieși, a? Uneori. Eu mâine încă sunt aici. Dar păi de 5 ani mutat la București. Și am început și studii acum, masterat. Serios? Da, de 2 ani. Trăiem și în Durleș, și în Trușeni, numai unde n-am trăit. Sărmânia, da. Cum vă numiți, doamnă? Moroi Raisa. Raisa Moroi. Eu să mă uit pe internet să văd ce dosare mai ai. M-au pus amendă că am venit de la Italia. Am venit de la Italia și la ora 5 dimineața am ieșit să-mi iau niște flori de pe lângă gard.